Proiectul Pașaport pentru Viitor este organizat în parteneriat cu Școala Gimnazială numărul 1 din Blândești și este la a 7-a ediție. Anul trecut, 2019, acest proiect a obținut premiul al 3-lea la Gala Tineretului din România pe secția de centre de tineret organizată de către Ministerul Tineretului și Sportului. Cu ocazia acestui proiect, elevii din mediul rural în special sunt consiliați cu privire la alegerea drumului de viitor. Aceștia trebuie să se cunoască, să se descopere, să afle ce hobby-uri au. La acest proiect au participat 20 de elevi, care la final au reușit să-și închipuie cam pe ce drum vor să apuce. Este vorba de consilieri în carieră de tip seminar pe care îl avem. Au fost în jur de 24 de participanți anul acesta la seminar și ne-am dorit cât mai multe colaborări în mediul rural de genul ăsta, adică chiar Blândești este un exemplu de bună practică. Acolo copiii învață să-și descopere calitățile pe care le au și ar putea să-și facă o idee despre ceea ce și-ar dori, ce carieră și-ar dori să parcurgă în viitor, ținând cont de faptul că la clasa 7-8 încă nu ești foarte, nu știi exact cine ești și unde ai vrea să ajungi, dar poți să-ți faci o formă și poți să te descoperi. Astfel le sunt prezentate diferite meserii cu avantajele și dezavantajele lor. Astfel de proiecte au fost organizate și în anii trecuți în localități precum Trușești, Șendriceni sau Cristinești. Prezentăm o gamă variată de posibilități. Încercăm să descoperim ce inclinații au fiecare prin discuții, prin dialog și să încercăm să le sugerăm să, dacă le-ar putea place, dacă ar putea îmbrățișa o carieră sau alta, prezentându-le atât plusurile cât și minusurile din exemplu care le dăm acum. Copiii din mediul rural sunt foarte încântați de astfel de activități. În mediul rural receptivitatea este mult mai bună decât, să spunem, în urban, unde oferta este și mai mare de activități, inclusiv pe asemenea, eu știu, cariere, pentru că și ONG-urile sunt mai active, societatea civilă, informația poate parcurge acolo. Copiii întotdeauna sunt mult mai receptivi și mai atenți la ceea ce le ducem în față. Multe astfel de proiecte frumoase urmează să fie puse în aplicare de către reprezentanții Direcției Județene pentru Sport și Tineret. Toate acestea pentru ca cei aflați la început de drum, de carieră, să se dezvolte frumos și armonios.